Comuna Dobrotești, una dintre cele mai mari și prospere localități rurale din Telorman, cu oameni harnici și pricepuți, a reușit în ultimul an să facă pași importanți spre dezvoltare. Investițiile finalizate, dar și noile proiecte aflate în derulare, au un singur scop: să le asigure locuitorilor comunei condiții cât mai bune de viață, siguranță și confort. Domnule primar, sunteți la al doilea mandat. Care sunt cele mai importante realizări de până acum? Da, așa este, sunt la al doilea mandat. Mandat încredințat de cetățenii Comunei Dobrotești, datorită faptelor mele, au constatat că trebuie să mai încredințeze un al doilea mandat. Aș putea spune aici că am finalizat un proiect privind reabilitarea târgului săptămânal și construirea unei piețe în satul Dobrotești, Comuna Dobrotești, proiect derulat și finanțat prin grupul de acțiune local pe Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Am finalizat în decembrie 2016 un centru de îngrijire de copii pentru copii aflați în situații de risc, proiect finanțat în procent de 80% de Ministerul Muncii prin Banca Europeană de Dezvoltare și aproximativ 20% contribuția noastră din bugetul local. Am reabilitat în totalitate interior-exterior unitățile de învățământ. Acolo unde a fost nevoie am făcut și împrejmuire și a fost cam nevoie peste tot. Am finalizat un proiect de introducere a apă curentă în satul Merișani, Comuna Dobrotești, prin Ministerul Mediului, finanțare 100% de la Guvernul României prin Ministerul Mediului. Am construit și dat în folosire un punct de lucru al detașamentului de pompieri Oșuri de Vede pentru a interveni atunci când este nevoie, că cu toții observăm că natura este din ce în ce mai capricioasă și lovește atunci când nu te aștepți. Acest punct de lucru al detașamentului de pompieri Oșuri de Vede, care își desfășoară activitatea în Comuna Dobrotești, în satul Dobrotești, este dotat și cu o ambulanță tip B SMURT, prima de altfel din mediul rural în județul Telorman. Mai sunt și multe alte proiecte. M-aș opri la cele care primesc finanțare nerambursabilă și aș enumera aici proiectul de sistem centralizat de canalizare pe uzate menajere cu stație de epurare în satul Dobrotești, Comuna Dobrotești. A fost depus în noiembrie 2015 pe măsura 7.2 prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. A primit finanțare și în urmă cu 10 zile, 2 săptămâni, am semnat ordinul de începere a lucrărilor. Dacă o să mergem, o să constatați că se lucrează la acest proiect de canalizare. Pentru a acoperi tot satul Dobrotești cu rețeaua de canalizare, am solicitat la Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, finanțare pentru a extinde rețeaua de canalizare în satul Dobrotești. Și am și primit 9,7 milioane de lei pentru a finaliza toată rețeaua de canalizare în satul Dobrotești. De asemenea, am mai solicitat tot la Ministerul Dezvoltării Regionale, tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală, modernizarea a 4 poduri, 2 în satul Merișan și 2 în satul Dobrotești, și finanțare pentru a reabilita o grădință din satul Dobrotești, Comuna Dobrotești. Cu siguranță, ultimele 3 solicitări vor fi începute în primăvara anului 2018 și finalizate unele la final de 2018, altele la jumătatea anului 2019.
Termenul este 2020, dar să sperăm că le finalizăm în anul 2019. Mai sunt și multe alte domenii în care eu mi-am făcut simțită prezența, dar cred că cele mai importante sunt acele proiecte cu finanțare nerambursabilă. Spune despre promovarea produselor agricole. Înțeles că aveți un proiect, în ce stadiu se află? Da. La inițiativa noastră, autorității locale, am vrut să venim în sprijinul producătorilor de produse agricole, pentru că aici este o zonă și m-aș referi nu numai la Comuna Dobrotești, zona de nord a județului, în care activitatea principală a rămas creșterea animalelor. Din păcate, crescătorii noștri de animale nu au unde să-și valorifice aceste produse, nu pot să intre pe piața liberă și ce să vă mai spun, cum să concureze cu produsele care vin din Europa. Așa că ne-am gândit să dăm o origine și un nume produselor noastre care sunt de sute de ani. Și am înaintat o adresă Ministerului Agriculturii, Direcției Agricole Telorman, și spre surprinderea noastră, în luna august, o delegație a Ministerului Agriculturii a fost prezentă în Dobrotești și ne-a îndrumat care sunt pașii pentru obținerea și certificarea acestor produse tradiționale. Despre ce produse este vorba? Este vorba despre brânza de Dobrotești și pastrama de Dobrotești. De asemenea, ne-am propus să venim în sprijinul crescătorilor de animale prin construirea unui abator de mică capacitate. S-a făcut proiectul propriu-zis. Suntem în faza de obținere a vizelor și de îndată ce vor fi obținute cele două vize, care se obțin mai greu, de la Agenția de Mediu și Direcția de Sănătate Publică, vom trece la construirea lui, în așa fel încât în anul 2000, finalul 2018, să fie finalizat și acest proiect. În cei 5 ani de când se află în fruntea Comunei Dobrotești, primarul Ion Mănică s-a folosit de toate oportunitățile pentru a-și pune în practică ideile și proiectele în beneficiul comunității. Acum, aproape de finalul al anului 2017, edilul Comunei Dobrotești mai bifează la capitolul proiecte finalizate câteva investiții importante, o piață nouă și modernă unde dogenii pot să-și valorifice produsele tradiționale, un centru de zi pentru copii aflați în situații de risc, un centru medical și un baraj care să-l ferească de furia apelor revărsate ale pârâului Tecuci. Pericolul inundațiilor cu care se confruntă Comuna Dobrotești de peste 10 ani a fost eliminat odată cu finalizarea lucrărilor de construcție a barajului de protecție, investiție realizată integral cu bani de la bugetul local. Cât de necesară era construcția unui baraj pentru Comuna Dobrotești? Da, mai devreme vă spuneam că în ultimii 5 ani de când eu sunt primar, Comuna Dobrotești a fost lovită de vreo 14 ori de furia apelor, producând pierderi economice însemnate. Din păcate, trebuia să fi intervenit autoritățile locale, s-ar fi intervenit mult mai devreme pentru construirea acestui baraj de protecție împotriva inundațiilor, pentru că în 2005 am o pierdere de miliarde, de zeci de miliarde de lei. Locuitorii comunei au suferit pierderi însemnate în 2005. Să sperăm și cu siguranță acum s-a pus capăt inundațiilor prin construirea acestui baraj. Baraj și de fapt și o acumulare de apă permanentă care va fi utilă agricultorilor din zonă și pentru adăpatul animalelor din comună. Care este valoarea acestei investiții? Valoarea investiției este de 40.000 de lei, este suportat din bugetul local, au început lucrările în 2016 și am finalizat în iulie 2017. Urmează ca să depunem documentația pentru la apele române pentru obținerea autorizației de funcționare. În același timp faceți și lucrări de colmatare? Da, am uitat să vă spun.
începând cu anul 2014 și pe parcursul anului 2015 și 2016, chiar și primăvara 2017, printr-un protocol cu Apele Române Telorman, am finalizat decolmatarea părâului Tecuci în cele două sate pe o distanță de aproximativ 16 km. Dânșii ne-au ajutat cu utilaje, iar noi am suportat în mare parte combustibilul și lubrifianții. După vacanța de iarnă, 15 copii din comună vor intra în a doua lor casă, centrul de zi, construit special pentru a le oferi șansa unui viitor mai bun celor care au nevoie de sprijin și ocrotire. Ne aflăm la centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc, din satul Dobrotești, comuna Dobrotești. Construcția a fost recepționată în toamna anului 2016, am parcurs etapele de avizare, urmează să obținem autorizația de funcționare și cred că cu 1 ianuarie 2018 va fi dată în funcțiune. Cu ce este dotat acest centru? Acest centru este dotat cu o bucătărie, cu o sală de mese, cu două săli de curs, birouri pentru funcționari, grup sanitar pentru cadre, grup sanitar pentru copii și cam tot ce este nevoie pentru a ne desfășura activitatea în condiții de igienă maximă și de siguranță maximă. Câți copii vor beneficia de acest centru? Din păcate, numai 15 copii vor beneficia, atât este capacitatea centrului de zi. Avem identificați copiii respectivi, copii care au părinții plecați la muncă în străinătate și pentru a beneficia de o educație corespunzătoare și o îngrijire corespunzătoare, după cursurile de dimineață de la școală, vor fi aduși aici pentru încă 4 ore. Mai există și alți copii cu nevoi în afară de cei 15? Identificasem un număr de 20 de copii, s-au mai retras și avem 15 în acest moment. Să sperăm că nu vor fi foarte mulți cei care au nevoie de asemenea centru. Ce ne puteți spune despre centrul medical? Despre centrul medical vă pot spune că prin generozitatea și, cum să vă spun, voința familiei Van den Broek din Olanda a finanțat în totalitate acest centru medical, urmând ca el să fie donat comunei Dobrotești. I-am întâlnit în urmă cu 5 ani, au vrut să ajute comuna Dobrotești, le-am propus să reabilităm centrul de permanență pe care îl avem. Dânșii au spus că vor să meargă mai mult decât atât și să facem un centru medical mult mai modern și cu alte dotări. S-au ținut de cuvânt, s-a făcut recepția imobilului respectiv, urmează ca noi să parcurgem celelalte etape de a obține avizele, autorizația de funcționare și sperăm ca de la 1 ianuarie 2018 să îl dăm în folosință. Faima pastramei și a brânzei de Dobrotești cu gustul lor unic a depășit de mult granițele județului și autoritățile locale au făcut demersuri pentru a obține recunoaștere europeană ca produse tradiționale din Telorman, așa că era nevoie de o piață modernă în această comună unde producătorii locali să își prezinte și valorifice produsele din gospodării. Domnule primar, când a fost dat în folosință piața? Ne aflăm în târgul săptămânal, construit în anul 2016, având ca finanțare fonduri europene nerambursabile. Prin grupul de acțiune local avem și noi partea noastră de finanțare. A fost dat în folosință în toamna anului 2016, târgul este autorizat. Aici avem o piață cu 36 de mese, în interior avem 7 boxe unde producătorii noștri pot să vină să-și valorifice carnea, brânzeturile, laptele, ouăle. Special a fost creat pentru a veni în sprijinul lor. Oferim un altfel de condiții, înainte se valorificau pe marginea străzii și nu era un lucru foarte bun.
Da, târgul este deschis duminica, în fiecare duminică. În cursul săptămânii mai vin producători de zarzavaturi și legume, dar duminica este deschis și este ziua lui, cum se spune. Primiți comercianți și din alte părți sau doar comercianți locali? Da, primim comercianți și din afara comunei. Pe o perioadă de 3 ani nu vom taxa. Peste 3 ani de zile o să punem o taxă modică, să spunem așa, pentru a-i atrage pe comercianți. Aici nu se vând numai produse agricole, ca să spun. Aici se face și altfel de comerț. Textile. Unul dintre proiectele de anvergură ale edilului șef din Dobroteș prinde contur odată cu începerea lucrărilor de execuție a sistemului de canalizare, o investiție de peste 1 milion de euro, care include și stație de epurare. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni am semnat ordinul de începere a lucrărilor la proiectul privind sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere cu stație de epurare în satul Dobroteș, comuna Dobrotești. Proiectul este finanțat în totalitate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Are valoare 1 milion de euro, însă area de acoperire a rețelei de canalizare este undeva la 30% din satul Dobrotești. De aceea am înaintat o solicitare de finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, ca prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 să extindem rețeaua de canalizare și să acoperim întreg satul Dobrotești. Am și primit 9,7 milioane lei și sperăm ca în anul 2020 să fie funcțională această rețea de canalizare. Planurile de viitor sunt la fel de ambițioase și au același obiectiv, dezvoltarea comunei Dobrotești și prosperitatea locuitorilor ei. În primul rând vreau să finalizez tot ceea ce am depus. De exemplu, tot în anul 2016 am depus prin Programul Național de Dezvoltare Rurală și modernizarea prin asfaltare a 6,7 km pe străzile din satul Dobrotești și satul Merișani. În anul 2017 am depus pe măsura 7-6 un proiect privind modernizarea căminului cultural din satul Dobrotești, comuna Dobrotești. Așteptăm vizita în teren. De asemenea, am depus nota conceptuală la Ministerul Mediului pentru construirea 2 platforme de gunoi de grajd în cele 2 sate, Dobrotești și Merișani. Aici trebuie să recunosc că trebuie să fim un pic mai exigenți cu ceea ce privește protecția mediului înconjurător. De asemenea, am solicitat la Compania Națională de Investiții finanțare pentru construirea unei săli de sport cu o capacitate de 102 locuri. Încă nu s-au aprobat parametrii pentru această investiție. Să sperăm că cu ajutorul Consiliului Județean vom obține finanțare să ducem la bun sfârșit și această investiție, această solicitare a noastră. În 2016 am început construirea unui baraj care să protejeze comuna Dobrotești de inundații. Noi am fost loviți de, numai în ultimii 4 ani, de vreo 12 ori de ape și cetățenii au avut de suferit și ne-am propus, până la urmă am și realizat, construirea unui baraj care să protejeze comuna de inundații. L-am finalizat în luna iulie 2017. De asemenea, am reabilitat și un alt baraj în satul Merișani. Încă mai avem de lucru acolo. Sperăm să-l finalizăm anul acesta, dacă nu în primăvara anului 2018. De asemenea, am mai solicitat finanțare pentru încă alte 3
investiții la Ministerul Dezvoltării Regionale prin PNDL 2 și anume reabilitarea 17 km de străzi în cele două sate. Am mai solicitat reabilitarea unui drum care ne leagă de județul Olt și modernizarea iluminatului public. Noi avem în acest moment un iluminat public modern, dar încă nu acoperă întreaga comună. Avem, dacă o să intrați, veniți seara în Dobrotești, o să constatați că avem un iluminat chiar și util și la standarde europene. Toate lămpile sunt model tip LED de ultimă generație. Am vorbit despre canalizare și apă. Despre gaze, ne puteți spune ceva? Aveți în vedere? Vreau să vă spun că e un proiect pe care eu mi-l doresc foarte mult și da, încă din anul 2014 am făcut un studiu de fezabilitate privind înființarea unei rețele de distribuție gaze naturale în cele două sate, Dobrotești și Merișani. Au fost mult de muncă acolo, mai mult pentru a obține avizul de la Agenția Națională de Reglementare a Energiei, ANRE. L-am obținut, iar acum proiectul este depus la Ministerul Economiei și sperăm să fie scos la licitație pentru a găsi un investitor. Proiectul este unul comun, sunt legat de două comune din județul Olt, pentru că rețeaua de gaze naturale este la 10 km de aici, traversează una dintre cele două comune cu care ne-am propus să realizăm acest proiect. Să sperăm că îl vom găsi un investitor și vedeți și dumneavoastră că din ce în ce mai greu și mai se găsesc lemnele de foc și mai scumpe și ar crește și confortul. Deci îmi doresc foarte mult să găsim un investitor pentru a realiza o rețea de distribuție gaze naturale în cele două sate. La Dobrotești, faptele vorbesc de la sine și demonstrează fără urmă de îndoială că prioritatea primarului este dezvoltarea localității, iar oamenii nu s-au înșelat când i-au acordat credit pentru două mandate de prim gospodar lui Ion Mănică. Tot ce s-a realizat până acum în Dobrotești dovedește că primarul are forță și viziune, dar mai ales susținerea oamenilor și împreună pot clădi un viitor mai bun pentru copiii acestei comune.